Acolo e o infiltrație de apă deasupra. Deci nu a fost de la vânt. Deci e o infiltrație de apă sus și întotdeauna au mai fost probleme și în anii trecuți. Anul ăsta nu, dar în anii trecuți tot așa, când o plouat mult, apa se infiltrează acolo, prin interior, și cad bucăți de tempiană.